În ceea ce privește strategia națională privind agenda digitală pentru România, pe scurt, în ce stadiu este pregătirea acesteia? Ce vă propuneți din toată această strategie concret să materializați, să realizați până la finalul mandatului? Strategia națională privind agenda digitală a României reprezintă instrumentul prin care se va realiza convergența României la tot ce înseamnă politicile europene privind sectorul IT&C. Este, dacă vreți, răspunsul pe care statul membru îl are la un document mult mai general pe care l-a realizat Comisia Europeană și care reprezintă un element fundamental pentru strategia Europa 2020. Evident, fiecare stat membru vine și răspunde cu diferite intensități financiare pe prioritățile pe care le consideră necesare și utile pentru simplul fapt că nu există o dezvoltare unitară a sectorului IT&C la nivelul Uniunii Europene. Și atunci există o particularitate pentru fiecare strategie națională care va fi realizată de către fiecare stat membru în parte. Pentru România, lucrurile reprezintă o prioritate pentru simplul fapt că sectorul IT&C a avut o dezvoltare extrem de dinamică în ultimii 10 ani. Tocmai de aceea, în cadrul acestui document, Agenda Digitală pentru România, document care va fi realizat până la sfârșitul lunii mai, noi vom încerca să definim cât mai bine patru piloni importanți. Susținerea sectorului e-commerce, susținerea în continuare a sectorului IT&C în general în România, creșterea eficienței activităților din cadrul administrației centrale, creșterea investițiilor în domeniul e-educație, e-sănătate și, nu în ultimul rând, dezvoltarea interoperabilității și securității cibernetice. Aceste obiective principale vor fi detaliate în document prin măsuri concrete. Vom discuta și vom comunica cu societatea civilă și aici vorbim de sectorul productiv, IT&C în România, organizațiile profesionale, organizațiile non-guvernamentale. După acest proces de consultare civilă, publică, urmează să definim documentul și în dialogul nostru instituțional cu Comisia Europeană. Ați menționat susținerea sectorului e-commerce. Am reținut această prioritate de pe lista priorităților din viitoarea strategie. Am văzut din datele Comisiei Europene că suntem departe de media europeană la mai multe categorii din prioritățile pe 2014 și 2020. Așa este. Iar e-commerce este una din ele. Suntem departe la toți indicatorii care apar în statisticile Comisiei. Așa este. Cum ați vedea dezvoltarea acestui comerț? Adică, dacă aveți în plan, aveți în minte anumite propuneri concrete care se pot realiza în perioada următoare, în perioada mandatului nostru pentru susținerea acestui domeniu? În primul rând, trebuie să finalizăm acest document programatic, să parcurgem etapele pe care le-am menționat în ceea ce reprezintă consultarea societății civile în general, urmând ca, în special pentru e-commerce, să încercăm să dezvoltăm într-o manieră decisivă, zic eu, infrastructura de comunicații, accesul unor zone cât mai răspândite la conexiunile privind bandă largă, internetul. Este o condiție absolut obligatorie, atât pentru utilizarea internetului, cât și prin utilizarea și răspândirea comunicațiilor pe principalii actori în domeniul comunicațiilor. Evident că o altă latură ține de securitatea tranzacțiilor. În momentul în care se vor achiziționa bunuri și servicii, trebuie să ne asigurăm că plățile respectă toate prevederile acquis-ului comunitar în domeniu. De asemenea, trebuie implementată într-o manieră mult mai clară drepturile consumatorilor.
Aici știți foarte bine că nu este vorba, nu trebuie să existe costuri ascunse, nu trebuie să existe taxe suplimentare față de cele care sunt prezentate în ofertele comercianților. De asemenea, există anumite drepturi pe care orice comerciant trebuie să le respecte și ține de returnarea produselor, returnarea fondurilor și așa mai departe. Lucrurile acestea însă țin de educația celor care doresc să dezvolte acest tip de comerț, informarea corectă și permanentă a consumatorilor, trebuie ca ei să știe că au foarte multe drepturi în momentul în care se doresc să aibă achiziții de acest gen. Și nu în ultimul rând, trebuie să vorbim de o capacitate sporită în ceea ce reprezintă declararea către organele fiscale, și aici este o procedură care tot timpul trebuie îmbunătățită de la an la an, a nivelului de produse și a volumului de mărfuri care a fost vândut. Sunt câteva elemente ce țin de controlul fiscal și de modul în care se raportează aceste activități de vânzare a unor bunuri și servicii în contabilitatea întreprinderilor. Deci, pe scurt, ar trebui ca ceea ce vinzi pe internet să se regăsească în caietele contabile, lucru care din când în când nu este chiar atât de bine evidențiat. Nu cred că discutăm despre o lărgire a legislației sau o dezvoltare a legislației existente, ci mai degrabă de o implementare mult mai eficientă. Este și o nouă directivă europeană. Așa este. În legătură cu consumatorilor, ceea ce a funcționat are legătură cu această directivă sau aduce lucruri noi această directivă? Nu, este luată în calcul de către autoritățile române. Odată cu o nouă directivă, este obligativitatea fiecărui stat membru de a veni și a-și adapta legislația, armonizarea legislativă, acest termen desutilizat. O altă prioritate ține de informarea și dezvoltarea culturii de tip e-commerce. Sunt în special tinerii, cei care achiziționează produse și servicii utilizând comenzile online. Evident că trebuie să cultivăm aceste obiceiuri și la alte nivele și la alte grupuri țintă din spectrul societății românești. Aici este vorba de campanii de informare, este vorba de bune practici, este vorba de advertising, deci publicitate, lucruri pe care le vom realiza, dar nu imediat, probabil în cursul anului 2015-2016, atunci când toate celelalte pe care le-am menționat deja au fost demarate sau finalizate. Ați putea menționa ce credeți dumneavoastră că e specific în România în referitor la piața de e-commerce? Ce se întâmplă? Ați menționat despre cultura consumatorului. Da. Și inclusiv despre comportamentul celor operatorilor de site-uri specializate. Ar fi ceva ceva anume care trebuie îmbunătățit? Ar mai fi ceva de important ca specific pentru România? Da, evident, este o piață în curs de dezvoltare. Progresele au fost foarte mari de la an la an în acest domeniu. Putem să observăm o dinamică extrem de pozitivă. Cel mai important este să se asigure calitatea tranzacțiilor și securitatea tranzacțiilor financiare utilizând acest mijloc de achiziționare de bunuri și servicii, și de asemenea o protecție mai mare a cumpărătorilor în cazul în care aceștia doresc să returneze produsele sau să fie despăgubiți, să li se returneze fondurile plătite. Lucrurile acestea deja la unii comercianți de mari
mari dimensiuni au intrat în obișnuință, nu sunt probleme. Există însă un segment important de piață care se confruntă cu reale probleme și sunt foarte multe plângeri în acest sens la OPC. Am verificat de curând statisticile și, într-adevăr, în afară de câțiva foarte mari comercianți, piața românească este dominată de neseriozitate. Deci aici trebuie lucrat împreună cu OPC-ul și convinși acești comercianți că este în avantajul lor să-și îmbunătățească serviciile, să respecte legislația europeană, pentru că deja nu mai vorbim de legislație națională, ci de acquis comunitar, de legislație europeană și, nu în ultimul rând, să fie promovate aceste tipuri de servicii. Este comod, este practic, tinerii utilizează foarte mult, observați că există o gamă totuși limitată de produse, birotică, papetărie, produse electronice, cărți, audio, video, mai puțin îmbrăcăminte, mai puțin bijuterii, mai puțin lucruri extrem de scumpe, însă încet, încet lucrurile, dacă se fac cu seriozitate, cred că România are un mare potențial, probabil că în următorii 2-3 ani creșterile vor fi exponențiale pe acest domeniu. Am văzut și eu niște estimări în acest sens. Comerțul electronic este estimat să crească la 260 de miliarde de euro în 2015. Sumă importantă. E o creștere importantă. În acest context, există o întrebare, dacă puteți comenta puțin acest subiect, dacă aveți informații sau opinie pe acestea. În cazul investigației Comisiei Europene asupra companiei Google Search, de fapt. Este o investigație care e legată de faptul că totuși are un monopol pe motoarele de căutare, strâns legat de comerț, pentru că toți consumatorii caută. Mai întâi compară și pe urmă iau o decizie. Are impact, poate avea un impact asupra, nu știu, o decizie în sensul, nu știu, negativă pentru Google sau pozitivă pentru Google, poate avea impact și în România. Că aveți o opinie pe acest subiect. Nu știu care ar fi impactul și mi-este greu să comentez. Ar fi interesant totuși de comunicat și de comentat în momentul în care această investigație se încheie, într-un sens pozitiv sau într-un sens negativ pentru compania pe care ați menționat-o. De ce? Cu siguranță elementele nu sunt publice. Cu siguranță acolo au fost probabil niște evaluări sau niște informații din surse închise sau din surse deschise care au condus executivul european sau anumite structuri de specialitate la nivelul Comisiei Europene să demareze această investigație. Aș vrea însă să comentez la nivel general, fără nicio legătură cu această companie, faptul că întotdeauna este bine ca structuri specializate, structuri care verifică libera concurență, structuri care veghează să nu existe înțelegeri de tip cartel economic și așa mai departe, să-și facă datoria, pentru că observați la nivelul Uniunii Europene din ce în ce mai mult se manifestă principiile pieței unice. Deci o anumită tulburare a pieței în România sau într-o zonă a Uniunii Europene afectează foarte mult o categorie de produse, anumiți producători locali și atunci din ce în ce mai mult observăm că este important ca Consiliul Concurenței sau orice altă instituție similară din oricare alt stat membru să reușească și să aibă capabilitățile de reacție în timp util și de o manieră rapidă. Lucrurile stau mai complicat dacă ne referim la petrol, benzine și alte categorii de produse. Să vedem ce va decide Comisia Europeană în legătură cu această investigație.